Salutare, fraților, și bine am găsit la un nou vlog pe acest canal. Stăteam ieri când am postat, ieri alaltăieri, adică vineri, când am postat episodul de Clash Royale, stăteam și mă gândeam de ce să filmez un vlog. M-am pus, am ieșit și eu afară, m-am plimbat puțin, am filmat intro-ul și ceva mai mult și mi s-a stricat clipul la editare. Clipul la editare. Și am zis, haideți să fac astăzi un vlog. Este duminică, ci că sâmbătă. Este duminică și fac un vlog. Sper să vadă bine și cu camera de față, pentru că, virgulă, camera mea de față nu filmează prea bine. Mâine e școală și ne vedem mai târziu. Acum am făcut și eu intro afară, așa frumos. Nu credeți că stau numai în casă. E o vreme foarte, foarte frumoasă. Deci o să stăm mult pe afară astăzi. Ne vedem mai târziu. Mai ajuns în casă, după cum ați văzut, am pus apă la cățel. E foarte cald, a stat în mașină, deci a stat numai sub mașină la umbră, pentru că a fost foarte, foarte cald, e foarte, din nou zic foarte, foarte, nu știu de ce zic așa, foarte, foarte. Din nou e foarte cald afară și e frumos, oricum e bine că e cald, n-a mai fost de mult așa de cald, ar fi bun acum o baie de-aia afară, dar n-ai unde, momentan, n-ai unde. Ieri a plouat, ba n-a plouat ieri, ba ieri a plouat. Nu știu când a plouat, să fiu sincer, dar parcă era plouat, eu mă uit acum, nu mă uit la voi, mă uit aici în cameră, în ecran, să mă văd pe mine mai mult decât să mă uit la voi. Vreau să-mi iau niște ochelari să văd dacă se vede, să văd dacă se vede, să văd dacă se vede când mă uit în cameră, în obiectiv sau în display. Hai să încercăm. Ok, am acești ochelari, nu sunt prea șmecheri. Adică sunt super șmecheri ochelarii, dar nu prea îmi place mie cum stă cu ei, adică, what the fuck, nu-mi place cum stă cu ei. Se vede lumina din care îmi bate în ochelari. Nu știu ce să vă mai zic, oricum mai bine decât să stau în casă cu ochelari, mai bine stau afară cu ochelari, pentru că este foarte, foarte cald. Din nou zic foarte, foarte, what the fuck. Vreau să vă mai spun ce am mai făcut de vineri, parcă, sau, da, vineri sau joi. M-am înfigit spinnerul și l-am băgat sub apă, să văd ce se întâmplă. Și ce credeți voi că s-a întâmplat când l-am băgat sub apă? Mergea după ce l-am scos, atunci câteva minute, și până seara s-a dus, nu se mai învârtea, nu știu, trebuie să pun puțin ulei. Și vreau să mă uit la niște videoclipuri pe YouTube să văd ce trebuie să fac să stea, să se învârtă mai repede, că s-a cam stricat acolo. Și acum, nu știu, o să-l caut să văd unde e, să vă arăt cum se învârte. O să caut. Ok, nu știu pe unde dracul l-am lăsat, dar vreau să vă mai spun ce am făcut azi dimineață. Mi-a luat tata bun de chipsuri. Am mai făcut asta odată într-un vlog, parcă. Și am câștigat încă o doză de suc. Și am mâncat acum dimineață, mai mâncai din chipsuri și mai câștigai încă o doză de suc în aceeași sticlă de, what the fuck, în aceeași pungă de chipsuri, deci foarte, foarte șmecher, zic eu. Nu vă mai țin atât de vorbă, că se lungește clipul, deja am făcut vreo 4 minute, cred, și nu vreau să vă plictisesc, deci, nu știu, o să vă mai filmez când e ceva mai interesant, nu când stau în parc și mă uit la clipuri pe YouTube, la altceva. A făcut mă hale, băi! Da, oameni buni, a luat bătaie Halep. Eu vreau să câștige, cum mulți români sau toți românii au vrut să câștige Halep. Era să bată, dar a fost la... zic că nu-mi vine. Nu știu cuvântul potrivit, adică nu că nu știu cuvântul potrivit, știu la ce mă refer, dar nu știu cum să zice, în avantaj, dar a bătut un avantaj, că pana mea a fost avantaj ca la fiecare meci de tenis și a bătut-o. Asta e acum. Mă așteptam să câștige cât era scorul 3-1 și a bătut-o cu 3-2 la general sau nu știu cât. Nu știu cum era. Asta e. N-ai ce să-i faci lui Halep. Oricum. Cred că a jucat foarte, foarte bine. Din nou am spus foarte, foarte. Și sper că data viitoare să bată cum și-a revenit în meciul dinainte de această finală. Poate putea să-și revină și acum, când a pierdut. Asta e, acum n-ai ce să... Ok, fraților, cât am stat eu în casă, adică foarte, foarte mult timp, nu în casă, în pat, pentru că n-am avut ce face afară, foarte cald acum pentru că e dimineață și am să stau în casă până după masă, că duc poate și eu puțin pe afară și pa, mă, noroc.
Sì, am obosit așa. Mi-am instalat Dragon City, deci Dragon City un joc de foarte, foarte mult timp. Ăștia cu utilajele zici că suntem pe șantier, s-au apucat să lucreze. Camera mea nu stă bine, deci o să o îndrept chiar acum. Cred că așa stă foarte bine. Și se aude urât afară. Mi-am instalat din nou Clash Royale după ce m-am jucat Dragon City. Mi-am instalat din nou Clash Royale și m-am jucat, am ajuns în arena 4, din arena 4 am picat înapoi în arena 3 și am murit de nervțipan ca disperatul. Am ceva în mână, ceva care să vă arăt imediat. Oare ce am în mână? Ok. Tot mă plimbam eu pe aici prin casă, pentru că plictiseală, vă dați seama. Tot stau cu ochelari în ochi, decât să-i dau jos, mă bate și lumina asta de la telefon și mă bat și soarele de acolo, pentru că vedeți că mai multă lumină vine de acolo decât să vină despre ușe și față față cu ușa am geam în spate acolo și aici am geam lângă mine, deci mai bine cu ochelari. Și mă plimbam și am văzut ceva. Ce am văzut? Asta. Pam, pam, pam. Nu știu dacă se mai aprinde. E un Nokia. Stați așa că nu se vede. Nokia C1. Vai de pula mea. Cu aia e Nokia C1, ești prost, telefon de ăsta. Știu că ăsta n-am avut eu. După ce am băgat un telefon, tot așa am nimic ca ăsta, în lapte. Mâncam Eugenie cu lapte, parcă, și am luat telefonul în loc să iau Eugenia și l-am muiat în lapte. Și acum, după aia l-am luat pe ăsta și pana mea, pe la fel. Deci am schimb de telefoane, dar știi, telefoane tot de ăștia, că nu alte telefoane, pana mea, că nici voi n-aveați tablete atunci și toate turile. Ok, hai să ne uităm mai de aproape la acest telefon. Știu că am o moacă de asta, pentru că eram foarte, foarte obosit și îmi vin să casc. S-a mișcat și camera, telefonul de fapt, nu este telefonul. Și am aici acest telefon. Ia să-l desfacem. Să mor tu care de la de căști. Are de la de căști. Ești împit. Da, se vede, da? Are și cameră, bă. Da, trebuie să vă și camera pe față. Nokia C101. Șmecher. Spate-mi scot ăștia de la videoclipul. Ok, haideți să desfacem telefonul acum. O să pun pauză până reușesc să-l desfac. Stai, nu știu dacă merge deschis. Iară se vede tripla, iar retardat. Ok, din nou se vede, dar nu contează. Nu cred că merge deschis. Dacă îl deschid, se rupe totul. Nu merge deschis. Mamă, are de ăsta, bă! Ești prost? Cred că aici se încărca sau ceva. Oh, șmecherie, șmecherie. Oricum, ceva și pe el. Mi se pare că mai am un telefon de ăsta veche, să mă mai au și o să vad. Ok, n-am mai găsit în încăperea asta unde știam că mai sunt, dar am la mine în cameră, într-un sertar, câteva cu camoș pe excavatoarele astea. Hai să revenim. Știu cum am pe cameră câteva de la telefoane de ăștia. What the fuck, se mișcă camera. Care nu le mai folosește nimeni și pana mea. O să facem un experiment, o să le aruncăm de la o înălțime. Să vedem ce se întâmplă când o să cadă jos. Am aici o minge de basket. O fici bolă. Dacă îți dau asta în cap. Au, au, au. Vă dați seama că asta o să pun cu să o mung și să văd cum o face pe. Ok. De ajuns. Am aici un laptop vechi după acest ce e el. Nu vine. Atât să fac și acest clip. N-am mai ieșit pe afară. L-am făcut deja, cred că are 10 minute și ceva. Nu uitați dacă v-a plăcut. Să vă pe butonul de like. Poate vara asta o să facem numai de vloguri.
Zilnic ce, fiecare zi daily, daily vlog și nu o să stau numai acasă, o să ne plimbăm peste tot vara. Doar dacă zici voi activ. Că dacă nu... Vreau și eu să fac o fază smecheră și claxona un handicapat de tirist sau ce măsa era. Doamne, ce viață au ăștia cu tirurile lor! Ok, oameni buni, hai să încheiem acest clip, să nu mai lungim. Apăsați voi butonul de like, distribuiți mai departe pe Facebook și abonați-vă dacă n-ați fost bravo, mi-a fost Fagus. Spre pe data, la vedere, vă las, pa, pa! Am încheiat și eu vlogul și a venit cineva și mi-a adus pizzele care le-am câștigat de dimineață. Pepsi, dacă vezi acest clip, te rog, dă și mie niște bani și să fac și reclamă dacă vrei. Vă dați seama că glumeam pana mea de... Ok, hai să trecem treabă, ci că se trece la treabă, parcă face ceva. Oricum aici încheiem clipul, dar totuși dacă n-a adus dozele, de ce să nu vi le arăt și vouă? Acum luăm o doză, o desfacem și o bem. Foarte bun. Pa, pa. Am zis pa, pa. Dar nu vreți să închei clipul, cred. Am vărsat sub pe mine, lasă că mai bine nu închei.